Care au fost cele mai bune perioade ale bursei în cei 25 de ani, dar cele mai nefaste? Cred că bursa e un ansamblu, un mix de perioade care toate sunt bune, depinde de perspectiva din care te uiți la ele. Adică sunt bune și perioadele în care bursa crește, sigur, pentru că investitorii câștigă bani și valoarea companiilor scade. Pe de altă parte, momentele în care bursa scade înseamnă că se corectează prețurile, apar prețuri mai scăzute la acțiunile listate și asta creează, sigur, oportunități noi pentru investitorii care au disponibilități pentru a investi. Deci ar fi greu să definim perioade bune și perioade proaste pentru bursa. Sigur, în accepțiunea obișnuită, perioadele bune sunt cele în care piața crește, perioadele proaste sunt cele în care piața scade. Și dacă ar fi să definim din perspectiva aceasta perioade dificile, sigur, au fost sfârșitul anilor 90, cu 98-99. Apoi a venit criza financiară din 2008-2009, în care am văzut corecții semnificative ale prețurilor acțiunilor, nu doar în România, ci la nivel global. Putem spune că a fost prima criză care a lovit cu adevărat piața românească, pentru că era deja și dezvoltată, era deja destul de mare. Iar apoi vedem, după 2009 am văzut o perioadă foarte bună, cu creștere relativ stabilă a prețurilor acțiunilor. Iar în ultimul an, sigur, vedem criza aceasta provocată de coronavirus, cu toate ajustările care le aduce cu ea. Izolarea, migrarea spre digital, sigur, impact pozitiv asupra companiilor care au expunere în zona aceasta digitală, online, și cu impact negativ în anumite sectoare care sunt mai afectate. Ce credeți că s-ar fi putut face pentru piața de capital și care este motivul pentru care nu s-a făcut? Unde ar fi fost piața de capital din România acum? Întrebare bună. Eu cred că toți cei care au fost și sunt în piața de capital au vrut să facă o construcție funcțională, eficientă aici. Și cred că au reușit. Că am fi putut sau s-ar fi putut face mai mult. Uite, din punctul meu de vedere, uitându-mă la cum arată situația, mi-ar place să construim o comunitate mai puternică în jurul pieței de capital. Pentru că piața de capital nu este doar despre atragere de capital, este și de o poveste legată de vizibilitate. Adică o companie care se listează, care vine în piață, câștigă foarte mult ca și vizibilitate. Ori această vizibilitate îi ajută foarte mult și pe partea de business. Adică construiești în jurul tău o comunitate de investitori care investesc în acțiunile tale, însă în același timp îți cumpără produsele pentru că se simt cumva parte a poveștii tale. În al doilea rând, uitându-mă iarăși la contextul actual în care se pare că această criză va duce la o ușoară reversare a trendului de globalizare, adică vedem că economiile devin mai locale decât erau în urmă cu 2-3 ani și discursul oamenilor devine un pic mai local, mai orientat spre comunitate. Asta se va vedea și la nivel de companii și iarăși mesajul că ești o companie listată spune de fapt că ești o companie locală, spune de fapt că ești aproape de consumatori, de investitori. Deci sunt aspectele acestea legate de comunitate, le vom explora mai mult de acum înainte. În rest, vă spun, cred că s-au făcut lucruri foarte bune în România. Ne uităm, tindem să ne uităm doar la piața de capital și să fim foarte critici cu noi, spunând că nu suntem unde trebuie. Dar dacă am face 2-3 pași în spate și ne-am uitat la poza mai largă, ne-am dat seama că piața de capital face parte din ecosistemul românesc. Probabil că nici PIB-ul pe cap de locuitor nu este acolo unde este în țările cu care ne comparăm. Poate că nici economisirea nu este acolo unde este în țările cu care ne comparăm. Adică, de exemplu,
nivelul depozitelor, care arată capacitatea de economisire a populației, în România este mai scăzut decât al altor țări din regiune la care ne uităm și care vedem că sunt mai dezvoltate. Oricumva este intuitiv, realizăm că acolo unde există economisire mai mare, unde sunt resurse mai multe, piața de capital este mai dezvoltată pentru că o parte din aceste resurse merg către piață. Ne uităm la nivelul capitalizare raportat la produs intern brut, iară spunem, noi suntem la 10-11%, Polonia este la 30%. Însă dacă ne uităm la evaluări, o să vedem că evaluările companiilor poloneze sunt, după unele metode de măsură, de aproximativ de două ori mai mari. Ceea ce înseamnă că aceleași companii românești, dacă ar fi evaluate la nivelul pieței din Polonia, capitalizarea în PIB ar fi de peste 20% în România. Și această creștere a evaluării, sigur, depinde de, pe de o parte, de investițiile, de investitorii care vin spre piață. Mergem iarăși la nivelul depozitelor bancare pe care le vedem în economie. Depinde de componenta de guvernanță, pentru că noi toți trebuie să învățăm să lucrăm mai strâns unii cu alții, să comunicăm mai bine, și aici mă refer la bursă, mă refer la companiile listate, mă refer la stat, mă refer la investitori, să construim un climat de încredere, pentru că aceasta aduce, împreună cu performanța companiilor, va duce la o creștere a evaluărilor. Cât de bine credeți că înțeleg cetățenii și companiile instrumentele pe care le oferă bursa? Este bursa luată în considerare atunci când acestea decid să investească sau să se financeze? În primul rând, George, mă uit la ceea ce se întâmplă în ultimii 2 ani. Adică ultimii 2 ani vedem o explozie a finanțărilor sub formă de obligațiuni. Și aproximativ 1,5 miliarde de euro s-au finanțat anul trecut și anul acesta, 30 de emitenți, dintre care 500 de milioane au fost ridicați anul acesta. Mai avem acum în derulare emisiunea de titluri de stat derulată de către Guvernul României, care se va adăuga la această sumă. Deci vedem o evoluție chiar spectaculoasă pe domeniul acesta. Vedem companii mari care vin către piață, vedem companii mici care vin către piață. Ne bucură foarte mult această granularitate. Deci asta îmi spune că continuăm să ne dezvoltăm și noi ca și bursă, și companiile care accesează piața, și investitorii. Și mă duc la discuția pe care am avut-o mai devreme, ce spuneam mai devreme legat de nivelul depozitelor. Eu nu sunt iarăși atât de critic din punct de vedere educație. Adică eu nu cred neapărat că noi ca popor nu avem educație financiară. Cred că este legat și de nivelul de bunăstare, e legat de nivelul banilor pe care îi avem disponibil pentru a investi. Atunci când nu ai bani pentru a investi și preocupările tale sunt legate de cheltuielile curente, e greu să te concentrezi pe educația financiară pentru că nu ai nevoie de ea. Ori noi acum, dacă ne uităm, România vine după, cred, 5-6 ani în care nivelul depozitelor bancare au crescut cu 10% și peste 10% în fiecare an. Deci, practic, vedem crescând capacitatea de a investi a românilor. Și odată cu capacitatea de a investi, sigur, vine și explorarea opțiunilor pe care le avem din punct de vedere al investițiilor. Deci, e un proces, eu zic că e un proces perfect normal și un proces care i-a ajutat și de nivelul depozitelor pe care îl vedem în dobânzilor la depozite pe care le vedem în sistemul bancar. Că trebuie să fim conștienți că acum suntem la minime istorice din punct de vedere al dobânzilor. Ceea ce creează o presiune în plus pentru cei care au bani, o presiune de a valorifica resursele mai bine și de a căuta plasamente alternative. Statul român a fost unul dintre beneficiari prin listarea companiilor de acesta. Când am putea vedea o revenire la bursă cu noi participații prin listare? Statul român e
cum îmi place să spun, probabil cel mai mare investitor la Bursa de Valori București, cel mai mare client al bursei dintr-o anumită perspectivă. Adică multe dintre companiile mari, în special din cele din energie care sunt listate, au ca și acționar majoritar statul. Deci putem spune că statul realizează importanța pieței de capital, cum spuneam, nu doar din perspectiva finanțării, ci și din perspectiva transparenței, plusului de guvernanță pe care îl aduce. Și vedem lucrurile acestea din plin uitându-ne la companiile care sunt listate. Acum, sigur, discuțiile și relația dintre Bursa de Valori București ca și societate de interes public și statul român sunt mult mai vaste decât doar cele legate de potențiale listări a unor companii din portofoliu. Ne uităm, de exemplu, da, vrem să creștem numărul de investitori care sunt prezenți la bursă. Pentru asta trebuie să flexibilizăm mecanismul prin care investitorii interacționează cu noi și asta înseamnă digitalizare din perspectiva companiilor de brokeraj care sunt interfața între noi și investitori. Pe de altă parte, este foarte importantă interacțiunea dintre investitori și Ministerul de Finanțe, modul în care se realizează taxarea. Și aici, iarăși, avem discuții pentru, fără în mod necesar a afecta valoarea sumelor pe care statul le încasează sub formă de impozite, a simplifica procesul prin care aceste sume sunt încasate. Ne gândim la reținere la sursă, avem discuții legate aceasta. Sigur, reținerea la sursă vine cu ajustarea nivelului de taxare, pentru că reținerea la sursă anulează posibilitatea de a compensa câștigurile cu pierderile. Este vorba de a simplifica mecanismul în așa fel încât investitorul să nu simtă o presiune legată de interacțiunea cu statul din punct de vedere a procesului de taxare. Să facem lucrurile cât mai simple. Ați declarat recent că promovarea României la statul de piață emergent a fost incontestabil un moment istoric, care a avut ecouri puternice nu doar în comunitatea de business sau în rândul clasei politice, ci și în rândul românilor obișnuiți. Ce beneficii aduce concret pentru bursa autohtonă și ce urmează în perioada următoare? N-aș spune că promovarea la statutul de piață emergentă este o realizare a Bursei de Valori București. Adică ne uităm probabil de multe ori când vedem că se vorbește despre promovarea la statutul de piață emergentă, vedem că formularea este promovarea României la statutul de piață emergentă. Deci nu este o victorie a Bursei de Valori București, este o victorie a întregii comunități locale. Comunitatea locală de business, comunitatea locală de investitori. Este un pas înainte pentru noi toți. Ce înseamnă? Îmi place să folosesc o metaforă împreună cu colegii de la bursă. E ca și cum am fi avut până acum o șosea financiară care făcea legătura între companiile care aveau nevoie de capital și investitori. Acum am construit un drum expres. Am construit un drum expres prin care companiile locale au acces la un bazin mult mai mare de investitori. Adică, așa cum știm, în lume, țările, din punct de vedere al investițiilor, sunt împărțite în trei categorii. Sunt piețe de frontieră, care sunt cele mai mici, cele mai riscante. Sunt piețele emergente, care sunt în zona de mijloc, sunt percepute mai bine din punct de vedere al riscului, sunt mai stabile, sunt mai mari și, ca urmare, sumele alocate de către investitorii globali pe această zonă sunt mult mai mari decât în zona piețelor emergente. Iar sus sunt piețele dezvoltate, unde, sigur, vedem economiile cele mai mari, cele mai stabile și unde sunt alocate sumele cele mai mari. Din punctul nostru de vedere, avansarea din zona piețelor de frontieră în zona piețelor emergente înseamnă că o categorie de investitori mult mai mare, mult mai sofisticată, se uită la Bursa de Valori București, se uită la România, se uită la companiile românești și caută oportunități de investiții. Asta se va traduce, sigur, în evaluări mai bune pentru companiile locale și vedem asta întâmplându-se. Cum vedeți digitalizarea bursei?
Noi suntem, în primul rând, o platformă de tranzacționare digitală, adică interacțiunea dintre investitori și bursă nu mai este de mult o interacțiune fizică. Foarte puțini investitori sunt cei care păstrează interacțiunea cu un broker așa cum era acum 20 de ani. Interacțiune fizică, discuții, întâlniri, schimbat de hârtii. Încet, încet totul s-a mutat către zona digitală, către zona online. Noi punem la dispoziție comunității de brokeraj din jurul nostru toate tool-urile de care au nevoie pentru a fi cât mai aproape de investitori și ne bucurăm pe de altă parte să vedem companiile de brokeraj că merg tot mai aproape de investitori din punctul acesta de vedere. Digitalizarea cred că este un trend pe care noi îl vedem de ceva vreme. Faptul că a apărut pandemia aceasta în ultimul an nu schimbă lucrurile. Cred că e doar un accelerator pentru acest proces de migrare către digital. L-a făcut mult mai evident. Ne ajută. Adică dacă acum un an vreau să facem lucrurile online, dar era bine să avem și hârtia undeva pusă într-un dosar, acum încet, încet subiectul acesta dispare. Adică începem să... Noi, Bursa de Valori București, mă refer la întreaga comunitate, începem să acceptăm mai mult că mediul online nu implică neapărat și completarea de hârtii, putem să renunțăm încet, încet la ele. Deci e un proces care era în derulare, care se întâmplă, vedem și la noi. Vedem, sigur, companiile de brokeraj, unele sunt mai avansate în procesul acesta de digitalizare, de migrare către online, altele sunt mai puțin avansate, dar overall vedem un avans la nivelul comunității de brokeraj și o apropiere mai mare de zona aceasta online. Ultima întrebare. Capitalizarea companiilor românești listate pe piața principală a BVB a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, iar acelor listate pe S&P la aproape 10 miliarde de lei. Cum considerați că va arăta peste 25 de ani? Asta este o mare provocare. Păi, în mod normal ar trebui... E o discuție lungă legat de în ce vom măsura capitalizarea peste 25 de ani. Adică o să o măsurăm în monedele pe care le avem în prezent, o să o măsurăm în niște monede digitale care acum încep să apară și a căror viitor este greu de prevăzut. Pentru noi, obiectivul este să creștem din punct de vedere, să închidem gap-ul, să închidem diferența care există cel puțin între noi și piețele din regiune. Și atunci, dacă ne fixăm ca și țintă de la cei 10% capitalizare pe GDP să ajungem undeva în zona de 20-25%, dacă peste aceasta adăugăm probabil o inflație de 2-3% anual, ceea ce ar face ca în 25 de ani să vedem în termen nominal probabil, nu știu, nu fac calcul acum decât repede în cap, probabil înseamnă o triplare sau o creștere de 4 ori doar prin efectul inflației, probabil ar trebui să vedem o capitalizare a pieței dacă comasăm cele două efecte, dublarea capitalizării în termeni reali plus o creștere de 3-4 ori în termeni nominali sub efectul pur și simplu al evoluției inflației, probabil ar trebui să vedem o creștere de minim 8-10 ori la nivel de capitalizare.